Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final, rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi îl avem în vizor pe Mitică Marius Mărgărit, ales în circumscripția electorală numărul 18 Galați pe listele PSD. În vârstă de 33 de ani, este unul dintre deputații din generația tânără. Acesta este primul său mandat. Face parte din Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională și din Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupție și pentru Petiții. Mitică Mărgărit ar putea primi cu succes premiul pentru cel mai leneș parlamentar. Statisticile de pe site-ul Camerei Deputaților spun tot. 3 luări de cuvânt, 29 de propuneri legislative inițiate și o moțiune. În aproape 2 ani de mandat, Mărgărit a vorbit doar 6 minute și 16 secunde. Dacă nu este pasionat de munca în Parlament, Mitică Mărgărit este pasionat de vânătoare, pescuit și cinema, hobby-uri pe care a ținut neapărat să le menționeze în CV. Și dacă tot nu se omoară cu munca, Mărgărit, căsătorit fiind, caută femei pe Tinder, pe care vrea să le impresioneze cu funcția din Parlament. Acest mărgăritar al politicii s-a remarcat în 2012, când și-a completat declarația de avere în calitate de consilier județean, prin faptul că este cam agramat. Acesta a scris că are ciasuri, nu ceasuri, în valoare de 12.000 de euro. Mitică Mărgărit a învățat de tânăr ce este traseismul politic. În 2012 a fost ales în funcția de consilier județean pe listele UNPR Galați, dar a demisionat câteva luni mai târziu, atât din funcția de ales, cât și din cea din partid, pentru a se înscrie în PSD. De aici a avut o evoluție de-a dreptul fulminantă, subsecretar în Ministerul Transporturilor și apoi deputat. Iată ce spunea în 2011, când încă era membru UNPR. Suntem generația obligată să supraviețuiască transformărilor. Suntem generația pe care România trebuie să se bazeze pentru reformarea substanței clasei politice. Suntem, domnilor, o generație de supraviețuitori. După cum puteți bănui, alte declarații ale tânărului supraviețuitor nu mai există în spațiul public. În 2016, ANAF-ul a făcut controle la una din firmele lui Mărgărit, suspect că a încheiat contracte cu statul. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Mărgărit a avut până în prezent 2.593 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de 76%. În ciuda faptului că din 2016 și până acum a stat mai mult pe post de plantă decorativă în plen, lună de lună încasează bani. Indemnizația sa lunară este de 10.003 lei. Acum să vedem care sunt punctele tari ale deputatului din Galați. Prezență ridicată la votul electronic. Punctele sale slabe vizează următoarele aspecte. Luări de cuvânt în număr foarte mic, dezinteres pentru județul pe care îl reprezintă, comunicare online inexistentă, traseism politic, suspect de afaceri cu statul, propuneri de proiecte de lege foarte puține. Pentru activitatea din primul său mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 2 deputatului PSD Galați, Mitică Mărgărit.